Din ring, Moroșanu a ajuns la șah. La fotbal, Moroșanu ține cu Rapid și pariază pe regele Hagi la titlu. Moroșanu a făcut prima mutare la turneul de șah de la București. Eu șah știu să joc, e un sport al minții și credeți-mă că este la fel de greu ca și kickboxing-ul, ca și boxul. Bă, nu mă accidentez, dar dacă să mi se accidentează un neuron, mai știi ce se întâmplă? La fotbal, Moroșanu vrea ca regele să fie câștigător. Țin cu farul, cu Gică, Hagi, pentru că este o legendă, trebuie să-i se facă o statuie. După gala organizată la Buzău, cei mai mici luptători au avut ocazia să ia lecții chiar de la Moroșanu. Eu cred că un viitor Moroșanu se află aici în sală, trebuie să crească și mai târziu să ne bucurăm de victoriile lui.